Sânziana Negru a recunoscut totul după finala America Express 2023. Echipa pe care nu a agreat-o, nu îmi place de ei doi. Laura Giurcanu și Sânziana Negru au câștigat America Express 2023, iar la câteva zile după ce s-a difuzat finala, Sânziana a făcut o mărturisire neașteptată. Concurenta a recunoscut pe cine a admirat cel mai puțin în concurs. La câteva zile după ce marea finală s-a difuzat, Sângeana Negru a dezvăluit că există o echipă de care nu i-a plăcut aproape deloc, la America Express. Câștigătoarea America Express a decis să spună adevărul, astfel că a acceptat să răspundă la această întrebare delicată în cadrul videoclipului lui Selly. La detectorul de minciuni. Real nu am nimic cu nimeni. E un show. Cred că de Iulia și Mike îmi place cel mai puțin. Nu-mi place de ei doi, a declarat Sânzeana Negru în videoclipul lui Selly, potrivit Spineus. După finala America Express 2024, Sânzeana Negru a transmis un mesaj pe contul de socializare, unde a recunoscut că a avut parte de o experiență inedită. S-a încheiat cea mai intensă, grea și frumoasă experiență de viață pe care am trăit-o vreodată. Iar noi am câștigat. Dar trofeul îl merită în egală măsură și echipele cu care am jucat etapa finală. A fost o reală plăcere să vă descoperim și să învățăm de la voi ce înseamnă să ai 20 de ani și să fii extrem de răbdător. Cumpătat și extrem de competitiv sau ce înseamnă să ai o relație de 17 ani și să formezi real o echipă în orice. Vă mulțumim, Aris și Alexia, Julia și Vlad, sunteți un exemplu pentru noi, a transmis Sânzeana Negru pe Instagram. Laura Giurcanu și Sânzeana Negru sunt câștigătoarele emisiunii America Express Drumul Soarelui. În marea finală au ajuns doar două echipe, după ce Giulia Angelescu și Vlad Huidu au fost eliminați în ediția de marți, 26 decembrie. Alexia Ieram și Aris Melchior, copiii Andriesca, și-au dorit să ajungă pe primul loc și au luptat din greu în marea finală, însă norocul a fost de partea fetelor, care au reușit să ajungă primele la Irina Fodor. Am dat tot ce am putut pentru show-ul acesta, a spus Sânzeana Negru. Mă bucur că am trăit asta cu tine, Experiența asta e a noastră și rămâne, a completat Laura Giurcanu.